Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la show de 153 ediții de analize economice, un proiect comun de viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina oficială a instituțiilor noastre sau pe pagina mea ionita.md. Astăzi vreau să continuăm subiectul legat de fructele Republicii Moldova, cele care noi le producem, le consumăm aici în țară, le exportăm. Astăzi voi vorbi despre pomoșoare, care, putem să zicem așa, este un produs de lux, în cont prețul care l-au, sunt cele mai scumpi, dar care împre destul de activ în viața noastră. Avem un motiv și special ca să spunem acest lucru, în primul rând cu pomoșoarele de la, practic, lipsa. Acum, deja au o cotă, nu mare, dar undeva vreo 5% din toată producția de fructe din Republica Moldova, cu o creștere vizibilă în ultimii ani de zile. Totodată, pe data din 1 și 2 iunie, vor avea loc evenimente legate de pomoșoare. Și înainte de a trece la subiectul dat legat de pomoșoarele din Republica Moldova, ce producem noi, cât producem, vreau doar să constat câteva lucruri. Avem o creștere foarte puternică internă de consum de pomoșoare, cetățenii noștri au întregit aceste fructe, cred că legat și de creșterea bună în stării, acum și veți vedea cifrele și cred sunt cu adevărat impresionante. 2. Prețul pe național la pomoșoare este mai mult sau mai puțin egal cu cel pe extern, ceea ce înseamnă că în condiția unei cereri puternice pe intern, nu ar trebui să exportăm. Este o piață nouă, de aceea să nu vă speriați că la noi, până când exportul de pomoșoare nu este atât de mare, din simplu motiv că consumul pe intern crește rapid și să avem noi sănătate să satisfacem cererea pe intern. Deci asta este următorul lucru care vreau să spun. Producția crește an de an, dar în 2023 la pomoșoare, ca și la alte producții agricole, am avut o scădere de preț, ceea ce a fost bine pentru consumatori, cei care consumăm, n-a fost atât de bine pentru producători, de aceea dacă veți vedea o scădere de volum de incasări în 2023, este mai degrabă, este legat nu de scăderea volumului de producție, producția din contra crescut, dar de scăderea prețului în contextul creșterii foarte mari în 2022. De aceea, eu aș spune în felul următor, producția de pomoșoare în Republica Moldova este un fenomen plăcut, care se dezvoltă destul de bine, merită atenția noastră și haideți să trecem la discuție. De regulă, întotdeauna când aleg primul grafic, îl aleg unul așa să fie marcant. Acum am considerat cel mai important care să-l dau este consumul de pomoșoare în Republica Moldova pe cap de locuitor sau câte pomoșoare mănâncă un cetățean a Republicii Moldova în mediu anual. Partea bună este că avem date începând cu anul 1980. Știm cât consumam atunci, știm cât eram noi atunci și de aceea cât de cât ne-a fost clar în perioada sovietică, în mediu un cetățean sovietic consuma 400 de grame, 500, haideți să spunem așa, între 400 și 500 de grame de pomoșoare anual. Chiar era un lux și era așa, de sărbători. În acest an, sau mai bine zis în 2023, am ajuns la 7,7 kg, cred că în 2024 trecem ușor de 8 kg. Asta înseamnă că în prezent un cetățean a Republicii Moldova consumă de 20 de ori mai multe pomoșoare decât buneii lui în perioada sovietică. Deci e un produs de lux, în prezent la noi el devine un produs cât de cât general. Deci primul lucru vizibil, uitați-vă chiar față de 2011-2015, atunci consumul de pomoșoare în Republica Moldova era de peste 4 ori mai mic. Deci practic noi începând cu 2016-2020, noi am început să avem acces, în primul rând producem, în a doilea rând venitul de populație deja îi permite să consume aceste pomoșoare. Când vorbim de pomoșoare în Republica Moldova, biroul de statistică evident nu poate duce chiar la toată evidența, nu că nu poate duce, le poate duce, dar multe segmente, cum ar fi afinele. Noi avem în prezent producții de afin, dar volumele încă sunt destul de micuți, de aceea date ele până când separate nu le avem, dar am putea spune în felul următor, din toate pomoșoarele pe care noi le producem astăzi și le consumăm, 60% este căpșuna, 33% zmeura,
După asta coacăză departe cu 3,3%, cătina, murile, agrișul și alte pomușoare, a practic nimic. De fapt, noi când vorbim de pomușoare, vorbim de căpșonul și zmeură. Restul sunt încă relativ noi pentru noi. Sunt sigur că va crește și producția, și consumul, și dragostea cetățenilor noștri față de această producție. De aceea, eu cred că noi vom avea o situație mai bună. Care este suprafața de pomușoare care este în prezent în Republica Moldova? Până în 95, datele sunt împreună cu stânga Nistrului, din 95 sunt fără stânga Nistrului, dar multe lucruri nu s-au schimbat. Dacă observați, până în perioada 95, maxim a fost 86-90, 2,3 și 2,000 hectare de pomușoare pe toată Republica Moldova, inclusiv stânga Nistrului, iar astăzi noi avem de două ori mai mult doar în dreapta Nistrului. Dacă observați, până în 2015, deci eu spun, calitatea datelor până în 2015 nu a fost cea mai bună, deci metoda de măsurare era puțin diferită, dar oricum cert este că astăzi noi avem 4,7 mii hectare de pomușoare, dublu față de maxima care a fost în perioada sovietică și țineți cont că aici nu este luată stânga Nistrului. Dacă luăm stânga Nistrului, acum noi cu certuri ne-am depășit destul de clar 5.000 de hectare. Cât pomușoare noi producție, cât consumăm local și cât exportăm? Dacă ne uităm atent, în anul 2016 noi am produs 9,5 mii tone de pomușoare, dintre care 8,1 mii tone le-am consumat, 1,4 le-am exportat. În 2023 am ajuns recordul istoric absolut, deci așa volumen am avut. De fapt, s-a început în 2021-2022, avem aproape 21.000 de tone, dintre care 18,3 mii tone le-am consumat pe intern și 2,5 le-am exportat. Practic, noi 10% din pomușoarele noastre care le producem, le exportăm, restul le consumăm pe intern. Aici nu văd absolut nicio problemă și explic din ce cauză. Prețul de export cu prețul de consum intern, câteodată chiar pe intern prețul mai bun decât la export. Deci, producătorii noștri nu au nevoie să complice foarte mult cu exportul de pomușoare, iar destul de bine se întreabă aici în Republica Moldova și noi le consumăm. Care sunt veniturile care le obțin producătorii noștri din pomușoare? Deci cât este de mare această piață sau cât este de mare această industrie? Dacă cineva vrea să investească, mărimea pieței, dacă din 2016 până în 2020 era undeva la nivel de 200-300 de milioane de lei, în 2022 am ajuns la 590 de milioane de lei și este legată de doi factori. În primul rând a crescut și producția, observăm o creștere de substanțială, plus am avut o creștere de prețuri chiar mai mult decât și-ar dori consumatorul. În 2023 am avut o creștere de producție, însă am înregistrat și o scădere destul de semnificativă de preț, spre marea bucurie a consumatorului, și asta a dus la consum atât de mare de pomușoare, iar piața a fost la 464 de milioane de lei, mai puțin ca în 2022, dar iarăși, comparativ cu orice altă perioadă, a fost un preț bun. Scurt pe doi, în prezent, piața de pomușoare sau pomușoare în Republica Moldova ca produs comercial sunt undeva la nivel de 500-600 de milioane de lei, lucru care bucură și eu cred că noi ușor, ușor trebuie să ne apropiem de 1 miliard, chiar și mai mult, în condiția în care cetățeanul nostru consumă din ce în ce mai mult pomușoare. Atunci când mergeți la magazin, deseori vedeți pomușoare străine și toată lumea se gândește, oi, Doamne, și noi n-avem căpșunile noastre sau altceva. Am încercat să văd dacă este adevărat sau mitul acesta, că noi consumăm doar produse de import. Uitați-vă la pomușoare. Deci am luat pomușoarele care sunt de producție locală și acelea de import. În 2023, da, noi am consumat cel mai mult pomușoare de import, 1000 de tone, însă aceasta este doar 5%. Deci, practic, dacă putem spune, pe toată perioada, cam 5% din toate pomușoarele pe care noi le consumăm, noi și consumam puțin, observați, în 2016 am consumat 8,6 mii tone, acum 19,3 mii tone, deci de două ori ceva mai mult,
Dar 95% din toate pomușoarele consumate de noi sunt de producție locală, de import, sunt cele care le consumăm în iarnă, dar nici acelea nu sunt toate de import, plus anumite pomușoare care noi doar le explorăm, sunt piețe noi, nu aș vrea să dau denumirea lor, dar știți că acum avem anumite piețe noi. Și aici am luat deja cât consumăm noi pe cap de locuitor, v-am dat din 80 până în prezent, iar acum, dacă vă uitați pe kilograme, observați foarte clar, din 7,7 kg cât consumă un cetățean, cât a consumat un cetățean în anul 2023, 7,3 kg au fost producție locală și 0,4 producție de import. Aici vorbim de pomușoarele comerciale. Din afară de aceasta, fiecare cetățean, nu fiecare, dar mulți cetățeni în Republica Moldova, merg în grădină și mai consumă câteva kilograme de pomușoare pe care nu le-am cumpărat, nu le-am vândut. Care este exportul de pomușoare? În principiu, noi exportăm două le producem, cel mai mult acestea două și le exportăm. Sunt căpșunile, în primul rând, și în al doilea rând este zmeura. Două le avem. Dacă ne uităm atent, exportul la noi a oscilat întotdeauna un milion și jumătate de dolari până la aproape 3 milioane în 2019. Am avut un record absolut în 2021, ilegat și de preț, nu doar de volum, de 4,7 milioane de dolari, dintre care repartizat relativ egal căpșunile și zmeura plus minus egal 2,3 milioane de dolari. După aceasta avem o scădere legată de scăderea exportului de căpșuni în 2022, în 2023 avem o scădere de zmeuri, alte pomușoare practic nu exportăm, deci am ajuns la 3,3 milioane de dolari exporturi, scădere, dar încă o dată vreau să repet. Producția de pomușoare în Republica Moldova este o ramură în devenire, este o ramură care practic a lipsit, iar acum se dezvoltă. Și odată cu dezvoltarea acestei ramuri, avem și cultura consumului de pomușoare la cetățenii Republicii Moldova. Aș putea face următoarea concluzie înainte ca să finalizăm. Odată cu apariția sau dezvoltarea ramurii de pomușoare, apare și cultura consumului de pomușoare în Republica Moldova. Consumul de pomușoare în Republica Moldova a crescut de peste 4 ori în mai puțin de 10 ani, iar producția a crescut chiar relativ egal cu consumul. Și în prezent, producătorii noștri nu ar trebui să exporte, dar ei au o posibilitate de a vinde pe piața internă și atunci pe piața externă noi doar învățăm. Unde exportăm noi cel mai mult pomușoare? Dacă ne uităm la exportul nostru, am luat anul 2023, 67% din pomușoarele exportate au fost căpșunile și 33% au fost zmeura. Două treimi căpșunile, o treime zmeura. 40% am exportat în Rusia, 32% în România și 18% în Polonia. Și le-am împărțit aici pentru vizibilitate mai clară, am împărțit căpșunile aparte, din tot exportul nostru, 32% între 35 căpșuni în Rusia și 8,4 zmeuri în Rusia. 29 căpșuni în România și 3 zmeuri în România. Apoi merge Polonia, Kyrgyzstan și mai departe, deja nu este relevant. Practic, noi toată producția noastră de pomușoare o exportăm în 3 țări, Federația Rusă, România și Polonia. Deci astea sunt țările unde exportăm, dar cel mai mult pomușoarele noastre, încă o dată repet, 90%, mai mult de 90% este destinat consumului intern. În concluzie, agricultura noastră, la capitolul fructe, pomușoare, este o ramură care acum trece într-un proces de transformare. Am vorbit despre creștere fără precedent a exportului de struguri și avem într-adevăr struguri de masă, au devenit o ramură importantă, am vorbit despre prunile noastre care pur și simplu au fost un fenomen în 2023, vedem pomușoarele care nu sunt la export, dar sunt pentru consumul intern, care au o creștere pur și simplu fenomenală, iar cred că ediția viitoare sau în una din viitoarele ediții vom vorbi despre exportul de cireșe, unde avem cel mai frumos grafic posibil care vă puteți imagina, deci pur și simplu o explozie a exporturilor, lucru care arată că Republica Moldova trebuie să treacă la agricultură intensivă, trebuie să treacă la agricultură consumatoare de capital, lucru care nu mai permite, după cum am demonstrat-o de mai multe ori, de la exportul, producția de export pe un hectar de cereale este undeva la nivel de 700 de dolari, iar la un hectar de fructe
este undeva în mediu $7,000, iar la livezele intensive sau la plantațiile intensive noi, moderne, avem $35,000-$50,000 sau de 50 de ori mai mult decât la cereale. Lucru care trebuie să ne dea de gândit și sper că autoritățile noastre cu mare atenție ascultă aceste podcasturi și vor înțelege cât este de important ca noi această ramură, consumatoare și de capital, dar consumatoare și de forță de muncă și cu valoare adăugată de 50 de ori mai mult decât în alte domenii agricole tradiționale, ar trebui să devină o prioritate pentru Republica Moldova, iar cetățenilor noștri, pe data de 1 și 2 iunie, le recomand să participe la acest eveniment a pomușoarelor din Republica Moldova și să-și ia doza de vitamine. Anul acesta să consumăm cel puțin 8 kg de pomușoare spre bucurie copiilor, spre bucurie părinților și a producătorilor noștri care, cu cea mai mare plăcere, produc din ce în ce mai mult și cred că într-un viitor apropiat ne vom dubla producția. Vă mulțumesc și până data viitoare!